Iată-ne din nou la școala cuvântului. Suntem împreună pentru ca să-l descoperim pe Domnul Hristos. Cine a fost el? A fost un învățător? Sau mai mult decât un simplu învățător, filozof, cel care a influențat mileniile și umenirea? Ce spune Sfânta Scriptură despre el? Ce spun martorii oculari? Și ce spune el însăși despre sine? Lucrul acesta îl vom descoperi în Evanghelia după Ioan. De ce vă spunem bine v-am găsit! Împreună cu mine, alături în platoul acesta, colegii mei sunt prietenii, este familia Țabur, domnia sa Roman Țabur, profesor de istorie, bine ați venit! Bine am De asemenea și uh, director al instituției de învățământ Excel Seschișe Nou, domnia sa Natalia Țabur, bine ați venit! Mulțumim pentru invitație! Mulțumim mult că ați acceptat să fiți alături. Și uh, provocarea pe care o avem noi la ziua de astăzi este să-i explicăm sau să comentăm semnele, știți? Uh, semnele, de fapt, descopere sau spun despre un subiect sau un obiect. În cazul acesta vorbim despre Hristos. Imaginați-vă contemporanei Domnului Hristos, contemporanei lui Ioan, care își puneau întrebarea, cine este El, referindu-se la Isus? cum să înțelegem cuvintele Lui? Cum să înțelegem că este sau nu este Cel pe care L-am așteptat? Și așa întâlnim în capitolul 6, Ioan relatează o istorie bine cunoscută, o istorie care cu tremur probabil că lumea de atunci impresionează. Este mulțirea pânilor, 5.000 de oameni. Și aici este întrebarea, după părerea dumneavoastră, sau cum credeți, care este semnificarea sau semnificația pe care Ioan o prezintă aici în înmulțirea pâinilor? Cred că pâinea sau exemplu pâinii sau minunea făcută cu pâinea, ea poate fi sau poate explica fiind tălmăcită în mai multe moduri. Dar probabil că aici când vorbim despre înmulțirea, procesul ăsta de înmulțire și de hrănire a unui număr mare de oameni, cred că aici trebuie să punem accentul, este legată de evenimentele de care a fost legat poporul evreu mm -hmm. fiind în pustie. Mm -hmm. Atunci când ieșind din Egipt, fiind în pustie de neavând surse de existență, fiind într un număr destul de mare, istoria vorbește despre faptul că ar fi fost un număr de peste vreo două milioane de oameni, ceea ce este destul de mult. Dumnezeu face o minune și le oferă mana cerească. Mana cerească care de fapt le dă viața în esență. Da, există. Aici, aici, cu siguranță, dacă nu era Hristos, acei 5.000 de oameni probabil că nu ar fi murit de foame. Ar fi găsit o altă posibilitate de a se hrăni. Dar, în același timp, Hristos face tangență cu viața veșnică. Mm -hmm. Și la un moment dat, iată, în, în versetul 26, da spune că... Mă căutați pentru ca să mâncați uh, și v-ați săturat. Iată o chestie interesantă pe care trebuie să o înțelegem aici, este faptul că Hristos vine, le oferă această hrană, care nu este numai hrană fizică pentru necesitățile fizice ale omului, dar în primul rând este hrană spirituală. Mm. Consumând-o, ei ar trebui să fie sătui. Interesant, iată, afirmația lui Hristos. Însă. Deci, dincolo de securitatea alimentară, ea, de fapt, prezintă, îl descoperă pe cineva. Nu? Da au descoperit pe Isus și aici sunt mai multe evenimente care merg în paralel cu istoria lui Moise. Deci evenimentele care se derulează în perioada lui Isus sunt în timpul Paștelui, ceci ce face referire la exot, deci la ieșirea poporului evreu din robia Egiptului. De asemenea, cum Moise s-a urcat pe Muntele Senai, exact în același mod, Isus s-a urcat cu ucenicii pe în munte. Uh, ce, de, cum uh, atunci când a fost în, 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 în pustiu în, în perioada cât uh, au uh, mers pe pustiu poporul evreu, a fost încercat. Uh, exact așa l-a încercat Isus pe Filip atunci când l-a trimis să hrănească gloata aceea de 5.000 de, de oameni. Uh, cum uh, a fost înmulțită această pâine și s-a făcut referire la mana pe care a primit-o poporul evreu în timpul călătoriei sale și de asemenea cum s-au strâns 15 coșuri de resturi, deci din 5 pâini și 2 pești au fost hrăniți 5.000 de oameni și încă 12 coșuri cu resturi au fost colectate, ceea ce face referință la cele 12 seminții ale poporului evreu. Deci este o, un, un exemplu direct a unei paralele, deci Isus este astăzi aici, Păstorul neamurilor și a poporului El este însuși Dumnezeu El este Cel care a însoțit poporul evreu atunci cât a fost în perioada de ieșire din Egipt a fost Cel care le-a dat mană a fost Cel care a fost un stâlp de, 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 de nor și de foc în timpul și acest moment vine în disonanță și în dezacord cu percepția evreilor despre Dumnezeu, cum Dumnezeu este este în carne și oase aici, printre noi? Păi vă imagina, adică putem să ne imaginăm, oamenii, 5.000 doar de bărbați, dar câte femei, câți copii au fost, evident că erau, eu știu, până la 20.000 de oameni. Și acum guri care au fost hrănite. Și acum vă dați seama fiecare în momentul ce mânca, și evident că este minunea, fiecare își aducea aminte sau făcea aluzii, conexiuni, știți, să uite cum au mâncat ei, așa cum în pustiu, ca poporul. E evident că mâncând pâine și pește, băi, frate, e gustoasă, e bună. Ce ar fi de bine, cât de bine ar fi pentru noi să avem un astfel de persoană la guvernare, să ne asigure nouă, <laughs> alimentația. <laughs> Fără prea multă bătaie de cap. Da. Sigur că da. Deci, domnule, vă dați seama, deci în pustiu oamenii nu se, cer, nu se mânau, nu se cerau, dar erau hrăniți. De ce să nu repetăm această experiență? Îl luăm pe acesta, îl închidem undeva acolo la guvernare și să ne mulțească să Până și de ce nu? duplicări și păi, știți că sunt fantastici deci persoane ce descriu prognoze fantastice pentru viitor, presupun că cumva s-ar face un fel de duplicări de elemente, de materie. Și în cazul mâncării, evident, și sigur că presupun că Lenea va pune capăt civilizației. Unii așa presupun. <laughs> Vă dați seama acum în cazul Domnului Isus, când ei văd toate acestea. Și evident că s-au săturat și au uh, satisfăcut așa și sunt gata să asculte ce spune el, care este planul de guvernare pentru viitor. Ce domnule ne așteaptă pe noi? Și să auzim. Și acum Isus face niște declarații predicative. De ce zic predicative? Pentru că acestea au fost predicate, au fost sonorizate, o retorică care cumva i-a bulverisat. Stai puțin, a impresia că n-are nimic, nicio legătură în mintea oamenilor cu ceea ce a fost anterior, în mulțirea pânilor, cu declarațiile pe care le-a spus el. Ce declarație a zis Domnul Isus? <laughs> ce ia? Făcute, ce e dezamăgit, poate, așteptările. Sau invers, s-au oferit speranță. Astăzi lumea ce așteaptă? Așteaptă pâine? Uh. Inclusiv. <laughs> mă se refer se acum la securitatea uh. alimentară? Sau? Uh, sigur că de cei mâncând, fiind impresionați de cei ce au văzut, deci își doreau ca uh, iarăși poporul evreu să obțină uh, măreția de odinioare. Mm. Pentru o că... superioritate, o exact. dominatie. Uh, și uitați-vă, acum vine în cap uh, un, un, exemplu. Uh, dacă vreți, uh, și a, uh, sunt, sunt uh, niște uh, asemănări mm -hmm. care sunt specifice oamenilor și a mm. civilizațiilor în general. Și mi-aduc aminte despre venirea la putere în 1922 lui, al lui uh, Benito Mussolini, uh -huh. uh, care uh, vine și promite foarte multe lucruri uh, oamenilor din, din Italia. Italia și ei în disperare de cauză, uh -huh. deci îl văd pe Mussolini ca, ca un mesia, uh -huh. ca un om care vine să aducă uh, strălucirea acelui imperiu roman. Îl uh -huh. cu. Exact, da însă și el în discursurile Augustin, sale din, da, uh... însă și el în discursurile sale face permanent uh, legătură cu uh, evenimentele din istorie din antichitate, din perioada mărăției Imperiului Roman simbolul partidului fascist erau uh, fascile care uh -huh. Uh -huh. vin tot uh, de, ca origine din, uh, dintr-acolo și uh, ei fiind oameni așteaptă o izbăvire da, din partea lui Hristos și îl văd de fapt, practic, ca un viitor conducător politic al, al statului. Și Hristos le spune că eu sunt Dumnezeu, dar am venit să ofer altceva decât așteptați voi. Deci dincolo, e mai departe. Mai departe. E A... mult, mai mult decât puteau să aștepte ei. Da. Uh, cu siguranță oamenii care îl, îl ascultau nu neapărat erau oameni cărturari, nu neapărat erau oameni foarte bogați, nu erau oameni neapărat care au citit cărți filosofice și puteau să... Nu erau atât de educați. Elevați uh -huh. în, în, uh -huh. în domenii profunde uh -huh. ale existenței umane. Uh, și undeva este de înțeles, iată atitudinea lor față de Hristos. Însă Hristos nu se oprește aici. Hristos merge mai departe și încearcă să le explice prin diverse pilde, prin diverse exemple, ce vrea El de fapt să facă. El nu a venit să izbăvească de Imperiul Roman. Nu doar. La acel moment, da. da, da. El vine să realizeze o lucrare mult mai grandioasă și de o durată infinit mai lungă decât cei ce înțelegeau ei cu cunoștințele lor din acea perioadă. Da. Și ce declarație a avut Isus? În primul <coughs> rând, Iisus declară că El este pâinea vieții. O pâinea pe care ați mâncat-o voi. Da. Acum trebuie să înțelegeți că Eu sunt pâinea mana venită din cer. Uh, ce da. adânc. Deci, dacă până acum Dumnezeu, Isus le-a satisfăcut necesitățile fizice, cumva merge mai departe și începe să le vorbească despre lucruri care sunt mult mai profunde. Uh -huh. Și pe parcursul întregii Evangheliei lui Ioan sunt mai multe declarații ale lui Iisus, însoțite de un nume predicativ. Deci, eu sunt pânia vieții, eu sunt vița, eu sunt lumina lumii, eu sunt calea adevărul viața, viața. învierea, învierea și, viața. și viața. Apa vieții. Exact. Deci, uh, Iisus este absolut tot de ce are nevoie omul uh, și asta este o declarație a lui în, în conjunctura în care uh, uh, el era persecutat și la rândul lui e, deci era uh, și secretul mesianic încă în, în vigoare, deci ca pentru că Iisus avea totuși nevoie de timp ca să realizeze tot ce, ce, trebuia să, să, facă până a ajunge să fie răstignit. Deci nu trebuia să se contrapună și cu conducerea care era la moment, da? Respectiv, Isus totuși declară că el este absolut tot de ce are nevoie el, cel pe care însuși Isus, însuși Dumnezeu l-a creat. Și mergem deja mai departe la, la creație, facere aluzie la creație. Evident că oamenii erau crescători de oi, de patrupeze, de, 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 de oi și Iisus spune, eu sunt păstorul bun, da, eu sunt păstorul bun, da, ești păstor, da, e frumos, e din cei ce cine... Mâncare, eu sunt mâncarea bună, eu sunt pâinea vieții, eu sunt... Dar dincolo de toate acestea, evident că Iisus, prin, declara prin declarațiile sale și prin felul de a fi, el n-a venit, așa cum ați menționat și dumneavoastră, n-a venit să salveze doar o națiune, o regiune, n-a venit să rezolve problema doar unei planete, ci este, vine să rezolve probleme. El este soluția Universului. Pentru că întâlnim această luptă <coughs> dintre bine și rău, iar Isus vine ca să rezolve această problemă, iar declarații lui. Sunt mult mai mari ca și cum oamenii buni luați să vă. Privirea voastră ridicați în sus. Vedeți mult mai larg. Trebuie să la un alt nivel decât. Da? Și a a sigur spus. că acum, a, îi sunt, dar cine, în fața, <laughs> dar cine în fața noastră? Dar cine e în fața noastră? Dar cine e el? Este o provocare extraordinar de mare. Trebuie să dai un răspuns, dar cine este el? Aceste, ce semne, face acest da, aceste semne uh, despre ce vorbesc, la ce trebuie să ne ducă la în gândirea noastră în conceptul și sigur că la atitudinea față de el. Este atât de impunător încât se întâmplă un alt semn. <laughs> Vindecarea unui om care a fost orb din naștere, adică cu alte cuvinte. A, fost deja, a avut deja o malformație au ochelor, a organelor care se numesc ochii, și practic omul nu avea ochi. S-a născut ca și cum fără ochi. Nu, bine, poate exagerăm, poate erau niște globule, nu știu, dar oricum, ca și cum nu-i avea ochii, deci nu a văzut niciodată nimic și singurul, singure organe pe care, empirice pe care, care se foloseau, cele care au fost întregi, auzul, da. simțul, simțul, Aici, la orb, vedem că atunci când este caracterizată problema omului, se pleacă de la origine. Uh -huh. Pentru că la evrei exista așa o, o sec concepție. concepție că omul, dacă suferă, are o boală, de fapt este o consecință a păcatului părinților, celor din neamul său. Și atât, dacă ne uităm la... La versie, pedepsii Dumnezeu. Exact. Dacă ne uităm la versetul 3, aici spune că n-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui. Și s-a născut așa. Ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Îi mm. discurajează în investigații. Exact. <laughs> deci, în mod normal, păi, dacă ai o problemă, înseamnă că ori tu, ori părinții bunei, astăzi la fel mi se pare. Deci au păcătuit și atunci în mod normal îți duci crucea, parafrazând cumva, Deci, pentru că asta o meriți într-un fel sau altul. Pentru că cei din neamul tău au păcătuit. Nu, Hristos spune că este aici pentru ca să arate puterea lui Dumnezeu. Și Zilele recente am, am citit o știre în care uh, unii cercetători care studiază uh, deci posibilitatea omului de a obține, uh, deci să poată vedea din nou uh, dacă a avut un accident uh, la ochi, uh, unica condiție care trebuie să, să fie este să aibă nervul care leagă sau face legătura între ochi și respectiv creier. Nu știu care era situația acestui orb. Așa cum spuneați mai devreme, avea ceva, avea nervul întreg, avea o parte din ochi. Dar iată, este clar că Dumnezeu prin intermediul lui demonstrează că El este Dumnezeu pentru cei din jur. Deci, dacă ați putea să lămuriți mai mult, ce puteau să înțeleagă cei din jur? <laughs> ce înțelegea cel care, de fapt, i s-a făcut această minune? Dar cel mai important, ce înțelegeau ceilalți? Pentru că îl cunoșteau. E orb din... Din este interesant aici și modul cum este vindecat acest lucru. <coughs> Pentru că uh, noi cunoaștem multe minuni pe care a realizat Isus și era suficient doar să se să, să declare ești vindecat și așa mai departe. Sau credința ta te-a mântuit și așa mai departe. Sau uh, era suficient să atingă. Dumnezeu, uh, deci Isus aici face un ritual destul de neașteptat despre care noi nu am mai văzut până acum, în momentul în care el a făcut careva minuni, ia țărână, o amestecă cu apă și face o substanță lipicioasă cu care îi unge ochii, pleoapele. Deci, cumva face aici aluzie și referință la geneza și la faptul că omul a fost creat din țărână. Și mai mult decât atât, vorbim despre un orb care este din de naștere. Deci este o malformație congenitală, este un cusur și un neajuns. Deci, parcă știți cum nu, nu a fost suficientă țărână ca acest om să fie cumva <gri> dus până la capăt <gri> capă dus, da? Și iată, el realizează acest ritual, să zicem așa, procedeu ca ulterior când acest orb deschide ochii să să vadă. Nu știu ce sentimente a avut acest om, pentru că chiar nu, nu știu cum și închipuia el până acum lumea. Deci noi tot timpul când vorbim despre oameni orbi, noi ne imaginăm că văd întuneric, negru. Deci specialiștii spun că nici negru nu-l văd. Pentru că ca să vezi negru trebuie să ai uh, deci simțul ăsta, Da, simțul ăsta, deci nervul vizual trebuie să fie dezvoltat și măcar negru să-l vezi. Deci nu ne Sau putem, diferența dintre, dintre lumină, lumină și, întunierii. și întunierii, da. Deci nu ne putem imagina ce vedea această persoană și <coughs> ce minune se vede prin ochii lui și prin faptul că este o mărturie vie, așa cum a spus și Roman, este o mărturie vie a măreției lui Isus și a faptul că este cel care a stat în momentul creației. <laughs> Și interesant ce se întâmplă pe urmă, pentru că mai departe, dacă ne uităm, oamenii văd parcă același om, dar nu da. e același, da. pentru că cel pe care îl cunoșteau <laughs> întotdeauna era un nevăzător, vecinii lui care îl văd spune, păi, el. Aveau conduit un geste anumite, gesturi anumite, dar acum e altfel, e om întreg. Alții spun nu el. El, când îi auzea, spunea eu spun. Da, adică omul încearcă să demonstreze că da, el este. Adică Hristos duce o parte a lucrării sale, iar omul continuă mai departe. Deja, el trebuie să Pentru că El este confirmarea prin mărturia lui, el confirmă lucrarea și puterea lui Dumnezeu, lui Hristos. Din Dumnezeu. Așa o rezonanță a avut această istorie și de necrezut, n-a mai făcut nimeni așa ceva, că a fost nevoie, pentru că oamenii sigur că priveau la cel care, bă, dar cine ți-a oferit această privire? Numai Dumnezeu poate să ți-o întoarcă. Păi uite acela. Și aluzie. Nu cumva el este și e, e, de, e de temut să zici că e creatorul este acela pe care îl așteptam noi este el o rezonanță extraordinară în societate că guvernarea așa, trebuia să ia a fost ne, nevoită da. să facă o investigație oficială, să-l cheme, da. la <laughs> să cheme la comisie să-l cheme la senot să facă investigații pentru că lumea a zis, bă, probabil că nu a fost orb. Dacă, dacă a reușit... E, e greu de crezut lucrul acesta. Probabil că n-a fost orb. Atât de departe a mers discuțiile, încât a fost invitat și, și părinții da. ca să dea o mărturie că este sau nu. De ce a fost nevoie de această investigație? Și la ce concluzie a, a ajuns, eu știu... Atât unii cât și alții. Mie mi-atrage aici atenție versetul 5 din capitolul 9, unde scrie: Când sunt în lume, sunt lumina uh -huh. lumii. Așa. Hristos, pentru a fi perceput ca Hristos, avea nevoie ca lucrul ăsta să fie mărturisit. Așa. Și fără nicio problemă și astăzi oricine poate să iasă în drum și să spună, eu sunt Mesia. Nu știu, noi avem situații, exemple foarte dese în istorie când oamenii încercau să demonstreze că ei sunt Mesia și așa mai departe. Dar Hristos nu are nevoie de așa ceva. Deci El are nevoie de o mărturie adevărată de o mărturie care să vină cu adevărat de la Dumnezeu și să fie pe niște căi corecte în raport cu oamenii. Pentru că el nu vine și spune că astăzi luăm, formăm o armată, ne debarasăm de jugul roman și devenim un imperiu. Cucerim toată lumea și vine Hristos a doua oară sau mă știu eu. Deci el vine și trebuie sau încearcă să ajungă la mințele oamenilor și la inimile oamenilor. Iar cei care au ochi și urechi să audă, cei care nu, din păcate, să suporte consecințe. Îmi place foarte mult acel discurs. A această investigație, această interogare și îl întreabă tu ce zici. E proroc. Da. Um, N-au crezut, au chemat părinții Părinții, zic Păi, uh, atestăm, da, el este Fiul nostru și știm Că a fost născut din noi. Da. Cum s-a făcut că el vede? Păi, întrebați-l pe el, deja e matur Îl da. <laughs> iar pe el <laughs> Păi, uh, cum zici tu? Ce s-a întâmplat? Păi, Nasa nu s-a mai auzit niciodată Observați dumneavoastră cât de Și acum concluziile la care ajung și ce interesant, cei care intervevează și intervevatul ajung la concluzii diferite. Și ai impresia că Ioan vrea să ne zică, unul care a fost orb a început să vadă. Și mai mult decât cei care vedeau și de fapt au devenit orbi. Exact. Și ceilalți care vedeau și erau mai mulți au urbit. Da, este interesant și aici un moment, pentru că în prima parte a narațiunii cu referirea la vindecarea orbului nu este menționat momentul în care Isus îl vindică. Dar deja în a doua parte este menționat că Isus îl vindică într-o zi de sabat. Deci farisei au avut ca argument că acest lucru nu vine de la Dumnezeu din cauza faptului că Isus a încălcat sabatul și a făcut lucrare într-o zi de sabat. Deci este vorba despre un orb din naștere, nu era o problemă dacă mai rămânea încă până la Sfințitul Soarelui. Până via a doua zi. Până a doua zi rămânea orbă, da? Totodată, Iisus realizează o minune, o minune nemai auzită și nemai văzută din nimeni. Și o realizează într-o zi de sabat, da? Și atunci, cei care uh, sunt uh, judecătorii și cei care interogează acest proces, declară că această minune nu a fost făcută de către o persoană, nu este din numele lui Dumnezeu, dar ce a fost într-o zi de, de sabat. Și ceilalți de partea cealaltă se minunează și se întreabă, cu ce putere a făcut acest om aceste minuni, dacă nu cu puterea, dacă lui. Nu cu puterea lui Dumnezeu? Divină. Deci el este divin. Oh, este justificată. Dar poate că cei ce ne conduceți sau ne spuneți, ne învățați, poate aici e o problemă, exact. nu la el e o problemă. Vă dați seama ce divergențe în societate Domnul Isus a creat prin activitatea sa. De ce s-a întâmplat lucrul acesta? Probabil răspunsul este mult mai simplu. Pentru că orice persoană care venea în contact sau în fața Domnului Hristos trebuia să ia decizie. Este sau nu este? Și decizia trebuie să fie categorică. Da sau nu? Asta a fost problema. <laughs> Într-atât de mirat era cel care, orbul, atunci când era intervievat, cât i-a reproșat. Mă întrebat și mă chinuiți cu întrebări pentru că vreți și voi să fiți ucenicii lui. <laughs> da. <laughs> Ca și cum le-a dat o șansă să zic că da, știi că de fapt dacă este, noi mergem după el. Și a fost timpul. Nu a fost cazul. N a fost cazul. Și da. E, e, e care orbu, clar, că el abordează lucrurile din perspectiva lui. Și atât de simplu. Și atât de simplu. Și el spune, păi, nu știu dacă este păcătos. Dar știu că vedeam și numai. nu mai. Nu vedeam orb... și, și acum văd. Vă. Păi nu... sunt foarte simple. Da, da. Nu poate nimeni să facă astfel de lucruri dacă este păcătos. Nu e așa? Păi așa învățau ei. Uh, păi da. <laughs> și e teologia noastră. Păi atunci cum reiese? Deci argumentele voastre sau învinuirile voastre nu este. Nu stau în picioare. Atât de mult erau rivoltați când l-au încetat, l-au alungat <laughs> din da. această aceste comisii, comitet, nici nu știu cum să zic, de investigații, l-au alungat afară, nu mai au ce să stea, pentru că era clar că el e unul, fost orb, și aici e o mulțime de oameni inteligenți și este îi dă peste cap toate argumentațiile și toate poziția pe care o au ei. Deja procesul merge într-o direcție destul de absurdă din percepția lor. Deci, exact. Nu... De, nu cred că absurdă, periculoasă. periculoasă Pentru că absurdul, absurdul nu duce la un rezultat uh, clar. Aici dacă ei continuau, insistau asupra uh, faptului că Hristos este Mesia sau nu este Mesia, El este Dumnezeu sau nu, uh, e posibil ca uh, moz chiar din, din rândul lor uh -huh. să fie uh, uh, ajuns la o dilemă destul de, de, de importantă. Pentru că asta este firea umană, Ea e formată din dicotomie. Omul în, 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 inima lui are lupta asta între bine, rău sau da sau nu. Era Hristos Dumnezeu sau nu era Dumnezeu? Și fiecare inclusiv din acești farisei trebuiau să răspundă la această întrebare. Și dacă insistau mai departe în această discuție, era periculos. Un de mine. Periculos. <laughs> Pentru că își aruncau, își tăiau creanța pe care șed, pe care stau. Uh, nu numai această problemă, nu, nu știu cum, poate cât timp a mai trecut, dar uh, se întâmplă o altă istorie, mult mai serioasă. Și lucrul acesta îl găsim în Evanghelie după Ioan, capitolul 11. Uh, se vorbește despre învierea unui bărbat cu numele Lazar după trei zile ale morții. De câteva zile era deja înmormântat și în descompunere. Și aici întrebarea. Ce revelații au avut martorii și erau martori oculari despre Domnul Iisus la învierea lui Lazar? Ce revelații descoperirea au? Deci în Orient, din cauza condițiilor climatice, mm -hmm difunctul este înmormântat imediat. În acești zi. Exact, în aceeași zi. Până la Sfințitul Soarelui trebuie să fac toate ritualurile și de ceremonie pentru că sunt condițiile fizice, propriu-zise, vorbim despre alterare. Și vedem că Isus ajunge în a treia zi după ce a decedat Lazar și se citim că era deja un miros greu care venea de la... Din mormânt. Din mormânt, de la acest defunct, da, să zicem. Și vedem că Iisus îl învie pe Lazar. Îl vedem pe Dumnezeu al vieții și al morții. Deci o mărturie vie că Isus, că în fața lor nu este doar un, un deci Mesia cel care îi va elibera de robia poporului roman, dar îi va elibera de robia păcatului, de robia morții. Deci este o mărturie vie că este Isus stăpânul lumii acesteia. Este încă un eveniment pe care cu care se încheie acest această procesiune a minunilor pe care le face Dumnezeu și pe care le face Isus, ca să arăte în final, deci este succesul încununează opera, da, fraza, să spunem așa, deci este uh, o minunie nemai auzită, uh, să învipe pe cineva care este într-un proces de descompunere profund. Și mai mult decât atât, toți cei care au, au asistat la această înviere, unii de ei, nu chiar toți, deci nu au crezut până la urmă și au vrut tot prin moarte să scape de cel ce este de fapt stăpânul morții. E, e, e interesant că istoria... Adică aberații. Da, adică. Vă dați seama, deci toată lumea era foarte cert. Nu, nu s-a mai întâmplat chestia asta ca să învie. A fost în vechime un, o <coughs> istorie cu murmânt legat Elisei, deci oasele lui Elisei, dar acolo au runcat și a ieșit. În cazul dat Iisus, cine este El? Ce spune aceasta despre El? Um. Aici, dacă uh, citim uh, versetul 45, uh, deci aici uh, scrie că mulți din uh, iudei care veniseră uh, la Maria când au văzut... Nu, da. Uh, când au... Maria, când au văzut ce a făcut Isus, au crezut în el. Mm -hmm. uh, dacă încercăm uh, să analizăm evenimentele consecutive de mai departe. Noi o să avem momentul în care se decide uh, moartea lui Hristos, momentul în care El intră în Ierusalim, momentul în care este spălat uh, pe picioare. Deci, vedem că cam este ultimul moment în care cei care vă toate minunile lui Hristos până acum aveau posibilitatea să facă această alegere să creadă sau să nu creadă în faptul că El este Mesia. Mulți nu au crezut, au mers și l-au părât. Iar acei care mai aveau dubii cu privire la uh, persoana lui Hristos, este momentul în care ei dau la o parte toate îndoielile și cred. Dar crezi, este o chestie foarte importantă în uh, economia lucrării lui Hristos în procesul de realizarea lucrului său sau lucrării sale pe pământ, de mântuirea oamenilor. Da. El declară, eu sunt învierea și sunt viață. Cine mă urmează nu va muri. Va trăi. Ci va trăi. În momentul în care l-a înviat pe Lazar și asta a fost doar o simplu o demonstrație, <laughs> o probă. Vreți să vedeți cum e? Da, sigur că. E o demonstrație a lucrurilor cum Domnul Isus va da viață celor care îl urmează. Știi, despre Lazar se vorbește că el era prieten cu Isus, adică avea o relație deosebită unde... Evident că Lazar îl înțelegea cine este el și credea în el. Pentru că Maria dădea o dovadă. Da, știu, Doamne, că Hristos. va învia, va învia. <laughs> tu ești. Uh, evident, cei care devin prieteni ai Domnului Hristos vor avea viață. Și dacă privim acum în ansamblu, Domnul Iisus hrănește. El este hrana. El oferă. Pâine vieții. El este pâinea vieții. Dacă astăzi te îngrijorezi de una, de alta, vreau să zic că cea mai importantă pâine sau hrană pe care trebuie să o ai, sau securitate pe care trebuie să o ai, este securitatea salvării. Salvării de păcat. Pentru care a venit Hristos. Vindecare. El reface tot. El reface pe om. Face un om nou. Nu vă dați seama ce statut social avea el omul da. orbul până la uh, uh, vindecare. vindecare și după, vă dați seama, lucrurile s-au schimbat absolut. El îți schimbă. Da. Și nu ultimul rând, știți, e ca și cum într-o progresie moartea. Moartea a rezolvat cineva problema morții? Niciodată. Toată lumea se chinuie, eu știu, mai ales avanții cu genetică, cu nu știu ce, că există genă, că se scurtează, că nu știu ce, a alimentele cu tare lunge sau invers scurtează stilul de viață, de nu da. știu ce mai fac. Asta e puțin, probabil că trebuie să-i pe alte planete, poate acolo va fi mai bine. A, e un chin. A, rezolvarea problemei veșnice a morții. Isus, El este învierea. Și așa este paradoxal. Înțelegând, descoperind lucrul acesta, ce ai fi vrut? Care ar fi rezultatul feresc? Decizia firească. Să-l urmezi. Paradoxul? Invers. Mulți, mulți l-au răstignit. Mulți s-au refuzat de el. Și asta a fost. Scumpriri în... Mulțumesc foarte mult pentru că ați fost cu noi. Și Timpul nemilosie și a zburat. N-am observat cum a, să -a, se încheie misiunea noastră și vă așteptăm și cu alte ocazii. Cu dragă. Cu drag vinim. Scump prieteni, dacă cu adevărat doriți ca să aveți o securitate, să aveți prosperitate, cu adevărat doriți să vi se rezolve problemele vieții, este El, Domnul Isus, care poate să o facă. Nu mă credeți pe mine? Bine faceți! Încercați singuri să vedeți în Sfintele Scripturi lucrul acesta, să vă convingeți pentru ca să credeți. Dacă v-a plăcut acest material, vă invit să vă împărtășiți cu acesta și să ne dați o reacție. Iar noi vă spunem la revedere până data viitoare!